ziua, prieteni, am venit la Lidl să cumpărăm ingredientele. Acum a venit. A venit să cumpărăm ingredientele pentru sarmale, așa cum v-am promis, ca să vom pregăti sarmale. Împreună cu mama, cu fiica, cu toată lumea. Intrăm să cumpărăm ce ne trebuie și după aia mergem să pregătim. Bine, la următoare prăjituri. Astăzi facem sarmale. Chiar ne-am făcut poftă prietenii care ne-au scris și nu mă acolo lăsat. Hai să intre și eu. Uite, a venit. Ia să fac. Deschide lumea. Dar nu arată așa bine. Ei, mai alege unul. Nu sunt bine. David, tu ce ai cumpărat? Cacao, de-astea, un tort, un ou, o pâine. Gata, dragi prieteni, am venit de la cumpărături. Am început să facem sarmalele. Vreau să mă văd și eu. Să începem să facem sarmalele. Bună ziua! Sărmălite! Încă e zi afară. Ia să vedem ce avem pe aici. Să facem sarmalele, dar mai dure azi să le facem. Aici avem carne de porc, de vită, amestec. Am pus aici în tavă pentru că nu prea avem așa vase, nu suntem pregătiți, mai noi acasă. Ce să punem? Întâi punem orezul. Vă arătăm cum le facem noi, adică nu înseamnă neapărat că asta e o rețetă țigănească special. Depinde probabil cine vrea să așa face toată lumea. Punem orez mai mult, să facem mai mult, să umplem tot pe ăla. La ceapă e cam... Să tocăm ceapa, că e mai greu de tocat. O tocăm sau o dăm pe răzătoare? O tocăm, a? Nu știu, unde e. Mai bine era pe răzătoare, știu, mai repede. Păi, e frumos asta, mai bine. Nu merge repede. Și să plictisesc toate panele. O să încerc să dăm prin răzătoare să meargă mai repede, nu? Hai, trebuie să dau să la ochii. Da. Trebuia mai făcută mai de mult, lasă în apă, da? Încercă, n-am lăsat o... Am făcut cumpărături de... Uitați, ăsta este un turbat. Leonardo, Darian și... Și David. Și David Tache, David Tache. Ustrăbochii, Leonardo. Ce facem noi aici? Sarmale. Și Alex, și Pintea. Și Mihaela. Și cine mai e mai în spate? Cine așteaptă sarmalele? Ce crezi? Ce facem noi aici? Aia zi. Dă-i cu sarmale. O, dă-i un șervețel. Leonardo, ce facem noi? Facem pui de pret. Ce? Pui. De care pui? Pui, nu știu, ai greșit rețeta. Și Lumina care fuge din live. Faceți vlog, mă? Lumina vine să o salut pe patroana. Lumina mea. Vă faceți vlog? Ce faceți? Da, mă, vlog. Mamă, ce ustură ochii. Hai, cum e, Leonardo? Ustură ochii, hai. Să-mi spună cineva în mesaj cum se face la ceapă să nu mai ustură ochii. Mamă, ce iute e. Da, să schimbe viitor. Era ceapă mică și ustură ochii foarte. Ui. Prieteni, dacă vi-l mai amintiți pe Pintea. Da, vreau să-i salut. Și cam ce să pune la sarmale, ce te mai pune? Păi ți-am mai zis că vă întreb aiurea, că nu e live acum. Trebuia să fie live. Păi lasă, am făcut da, filmare. Nu puteți să facem pe telefon și ar trebui să aducem calculatura. Până se activează live-ul. Sau probabil aducem calculatorul la bucătărie. Și unde? Acolo sus, unde e la mică, unde? Da.
Stai, trebuie să termin, ca să ceapa e mai bine făcut. Bă, mereu m-am întrebat cum se fac sarmalele. Eu nu știu. Poți să stai să asisti. Mama ta nu făcea sarmale. Nu știu, n-am mamă din păcate. N-ai? Nu ai. Vai, ce păcat. Foarte păcat. O, cum de sărbători nu-ți făcea sarmale, mama? Mamă, ce ustă vor și nu mai pot. Ușor. Ce asta, brânză? Da, e brânză. Uitați brânză, zice pindea pe acolo. E un orez. Am nebun. Cum să fie brânză pindea? Tu pui brânză la sarmare? Ce face Leonardo ăsta aici cu scaunul? Să vede pindea că nu prea ai fost așa educat. Nu. Uitați-o pe lumina aia, transmiți un mesajul patroana. Eu vreau să fac vlog. Leonardo, ce lumea. Zici tu acasă? Hai, hai. Eu zic, hai la pușcărie. Hai, hai la pușcărie. Nu, 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 nu. Leonardo, ce facem noi mâncare? Facem varză pentru sarmale. Asta e varza pentru sarmale pregătită. Deja, așa, nu punem mâna pe ea. Leonardo, să facem sarmale. De care sarmale? Bune? Da, bune, da, 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 da. Bă, ia-ți mă mâna pintea. Tot te dai mare. Brânză, vezi că a băgat copilul de seamă și a spus că avem brânză acolo. Brânză? Brânză, auzi. Ure! Tot ca pintea și ei. O, dar auzi la pintea ce auzi. Și astea ce sunt? Hai. Babușca la... Carne, carne, carne topată de la Lider. De la Lider și din oraș. Da. Gata, lasă lingura, Leonardo. Pe bune, că avem și un vlog aici de explicat o treabă. Ce vreau să facem? Păi, ce o să rog? Stai că pierdem aici rețeta, nu mai ne-am zăpăcit. Dă-i și lua țină varză. Haide, ia una cu mine în casă. Ia, ia, hai. Hai ca să o prepare. Du-te și vii dincolo. Oh my God, vrea să facă sarmale, nu mai pot obține. Mai ai cu ceapa aia. Mai ai puțină. Păi ce vrei să fac? Asta e. Trebuie ceapă multă la sarmale, orez mult. Păi atunci cum faci sarmale? Trebuie să faci așa, mă întunci, ia la mare. Dar cine v-a dat ideea să faci sarmale? Uite așa, prietenii noștri mi-au și zis. Dar ne-am făcut poftă aseară când am stat pe live și am vorbit de mâncare. Deci și voi în fiecare seară, nu, adică gen, la fiecare comentariu și vă zice ce să faceți și oricum mâncăm și... Nu, nu, dar să-i zic eu cum e. Cum este cu asta, cu postările astea care le fac eu și facem mâncare? E și păcat, pentru că noi nu făceam cumpărături pentru noi și făceam mâncare, făceam orez, făceam adică plăcite, tot făceam de vază, ce făceam... Adică, adică tot facem mâncare și lumea. Și facem și măcar să și arătăm ce mâncăm și noi și ce facem. Pentru că tot făceam mâncare, nu era ceva nou, că acum, că uite, eu fac mâncare și mă arăt pe YouTube că fac mâncare. Tu mâncați, nu stăm nemâncați. Nu mai vorbiți unul peste altul, stai, dar... Nu stăm nemâncați, mâncare tot făceam. N-a zis nimeni asta, oricum multă lume vrea să vă vadă, să te vadă pe tine, Anca. Pentru că toți le interesează viața ta de zi cu zi. Ce faci tu, ce gătești, unde mergi, înțelegi? Da, mi se ducă rău din cabinabul. Aș vrea și eu, nu am un șor de bucătărie, am căutat și nu mi-am găsit șorți. Leonardo, stai că te puteam asta jos. Chiar îmi trebuie un șor de bucătărie, dar nu știu unde găsesc. Leonardo, du-te uite de la desene și vii după aia. Du-te acasă la patroană, că te așteaptă. Pune, Doamne, cu copiii ăștia mici. Fii acolo, varză, morcovi. Varză, morcovi. Avem de aici carne tocată și... Noi punem la sarmale. Orez, pinte, a zis că e brânză. Eu am învățat așa să pun la cam toate mâncările mele, care le fac la tocane, la orice. Pun morcov ras, păstrănac. Și pun și la sarmale. Are ceva dacă pun morcov și cu păstrănac? Asta ne fără varză. O mănânc. Ce are dacă pun la sarmale? Nu știu, nu pune morcov. Am mai pus. Și de sărbători când am făcut tot așa am pus. Eu cred că nu, că am pus foarte bun. Eu vreau să zic și eu două lucruri. Zic că ne-ai zăpăcit. Vreau și o mesaje de hate, că mi-e tare dor de hate. Lasă-ne ce să caută mesaje de hate. Pentru mine, pe canalul tău o să-ți dea. Ok, canalul meu Pintea Black pe YouTube. Cine vrea să-i dea mesaje de hate, să-l înjure, să dea astea pe Pintea Black. Punem și roșii, dar avem și pastă de bulion. Acum chiar am făcut roșii de pastă. Da, punem și roșie. O să mai punem roșie așa cum sunt gata la turci, cum fel, o să punem așa roșie felii.
știu dacă vă place cum fac eu ceea ce gătesc. Pun și puțin ardei gras. Lăsa roșu. Pentru că e mai bine așa să fie din toate. Nu se pune chiar, nu este indicat să pun ardei, morcov, păstrănaș. Bine, nu e chiar o rețetă normală. Nu are e normală, dar eu așa... modificări de... Nu, așa să mai, am mai pus. Am mai pus, știu cum e asta. Dacă tot am pus. Mai avem din ardei. Uite, a rămas perița aia din ardei. Să unde tai? Nu știu ce să vă mai zic să vă povestesc, pentru că acum sunt concentrată la sarmale. Faceți sarmale în următorul... Dacă aveți întrebări, eu dați mesaje, că eu... Văd toate mesajele. Oricum avem multe de povestit, de arătat în următoarele filmări. Am zis că o să-mi aduc rochii, o să mă îmbrac. O să vă povestim și despre tradiții, despre obiceiuri. O să-mi fac ciupercuțe, să... o să-mi fac ceva de lucru. Deocamdată, da. A fost vremea urâtă și nu am putut să mă ocup. Nu mai vorbim despre nimeni, nu vreau să ne mai supărăm, nu vorbesc despre mine, despre viața mea și atât. Nu are rost să mai vorbim, nu are rost să mai răspundem la alte întrebări pentru alții, nu ne interesează și atât. Pentru că nu ne ajută cu nimica, dacă răspundem la alea ne face și mai rău și mă e cel mai bine așa. Hai să punem. Noi n-am avut aici așa. Pe bun, ce adine, n-am avut un igenuș de la mare. De nu contează. Cum avem acasă. Facem cu ce avem. Nu trebuia să cumpărăm și aici în are loc. Că facem foarte mult. Bine, avem niște boluri tale, dar dacă ai zis că e multă asta. Nu boluri, nu. Îmi trebuia un lichean. Na. Un lichean de la mare, așa. De inox. Nu aveam noi acasă. Asta e. Bun, ce mai trebuie? Hai să punem roșii de ăștia, punem roșii, 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 bulion, okay. Să fie roșu, sarmalele să aibă culoare, nu să fie de la albe, așa. Ăsta e pastă de aia mai bună. Aia era niște roșii tocate, ceea ce am pus eu o roșie, care am dat-o pe răzătoare. Asta e pastă normală, groasă. Și așa erau niște roșii tocate ce erau. Dar nu e cum e pasta asta micuță. Asta e cea mai bună. Și punem, o să pun pastă, am zis că o să mai pun o roșie întreagă, peste deasupra, da, să ne pun la fel. Ce mai punem noi? Ouă. Pindea, ieși și tu asta în frigider. Hai, dacă tot ce ești pe aici, mai descurcă, pentru că nu prea avem loc aici. Punem două ouă, de ajuns. E de ajuns două. Au fugit într-un colț. Sare, vegeta, de-astea, ce se pune? Nu? Cimbru. Unde sunt condimentele? Aici mai avem doar verdeața, să tocăm verdeața pentru că să iau de acolo castronul. Avem doar pătrunjel. Pătrunjel normal să pune. Nu știu dacă pun doamne, de pătrunjel. Ce să mai pune? Piper. Punem piper mult, nu. Nu mănâncă ei. A, e ceva. Punem cimbru. Am căutat condimente pentru sarmale și nu am găsit. Nu erau. Așa, după aia, oală, ne punem piper oală. Așa le luăm de aici. Pentru că nu mai trebuie. N-am pus vegeta. Noi de obicei când facem o mâncare sau ceva, mâncăm, punem multe condimente. Vegeta, sare, de toate. Și încă unii zic că nu se pune așa, că nu e normal sau că dăunează sănătății, dar noi așa, așa mâncăm. Mâncăm iute, pipirea, să nu prindem gripa. Corona. Da. Da. Dacă mănânci iute și așa și usturoi și de așa, nu prindem gripa. Eu știu acum ce mai fi. Da, îmi place să mănânc iute, îmi place să mănânc, îmi place sarmalele, îmi place mâncăruri de ăștia scurse, nu-mi place ciorbe, mănânc ciorbe, dar foarte rar. O să vă prezint să vă fac o ciorbă de burtă, da, ciorbă de burtă chiar mănânc. O să vă fac o rețetă care făceam, aveam o parcare, o stație de pe acolo. Și acolo am învățat eu să fac ciorba de burtă. Mănânc ciorbe, dar nu mănânc așa, zice, zi să fiu, să mănânc ciorbe, rar. Foarte rar mănânc ciorbe. Varza îmi place, ardei iute cât de mult. Cred că și de aia sunt iute așa. Bun, ce mai trebuie?
Amestecat? Amestecat, ne spălăm pe mâini, stai așa. Așa simplu? Ia stai așa, că poate mai trebuie ceva, trebuie să... De multe ori acasă uitam să pun bacimul, ba orezul. Păi ai pus orez? Uitam! Pentru că mă grăbeam să fac repede. Repede, repede și când te grăbești nu faci nimica. Nu înțeleg de ce își filmează Pintea. Filmează și el cu telefonul lui și își filmează într-un ceas. Ceasul. Ceasul. Faci reclamă la ceas? Da. Nu fac reclamă, nu înțeleg. Faci? Stai să luăm ăștia, că-ți facem loc, n-avem loc. Da. Am dat 20 de lei cu telefonul. Așa. Ce mai trebuie? Pintea e în vizită la noi astăzi. A venit când a auzit de sarmale, a venit imediat. Ce mai trebuie? Ia aduceți aminte. Avem și pe stic aici. Ce ne mai trebuie? Așteaptă sarmalele, suntem toată lumea. Uite, n-avem loc, ai zis că e loc. Uite, Aline. Las că e. E? Uite că am venit și eu. Uite, ai venit și tu. Dar ce mai trebuie ceva? Uite, nu e loc. Vezi că nu e loc. Luați și voi din gura, dacă puteți pe mâna. Și ziceai să pun în ăla... Castronul de sticlă să prepar. Trebuie să fac mai repede, nu? Da. Pentru că trece timp. Da, e cam lung vlog. Am pus orez cam mult? Dragi prieteni, acum amestecă carnea și... Stai să arăt cum fac una, Aline, și după aia arătăm finalul. Păi nu, amestecă bine și după aia. Oricum închid acum puțin și le iau filmarea ca să... Faci bine asta, nu în grabă și să le faci aiure. Uite, închid acum și după aia revenim de când e gata. Ia cu lingură din carne. Start. Ia o lingură. Hai, David, ce faci astăzi? Zi ce faci. David? Ce s-aste? Hai, ia carne, așa, și pui aici. Da? Hai mai puțină. Atât, atât. Bun. Haide. Și acum trebuie să o strângi. Pe fără mânușe. Trebuie să o împachetezi. Cu mânușa. Fără mânușa. Haide. Hai cu mânușa. Vai, David. Cine mai face așa ceva, David? Hai, mă. Vrei să o fac eu? Nu pot să o prind, nu pot să o prind. Hai, fără mânușa. Uite așa. Haide. Vrei să o fac eu? Uite, ia. Hai, ia-o și rotește-o. Dar mânușa. Uite, uite cum se face, uite. Uite-te, uite-te la mână. Ia uite-te cum se face. Hop. Nu știu. Dacă n-ai vrut să te-o fac, acum eu știu cum ai știe bună. Vezi? Bună? Hă? Unde-i oala? Aia ta. Unde-i oala? Oala. Oala mea. Oala ta. Trebuie să pregătești una. Stai, stai, stai secundele. Nu, lasă. Rabid, uite la mine. Ce faci, sarmale? Da. Ah, uite sarmaua. Ia, ia să vedem ce ai făcut, ia una. Mamă, ce sarmat tare! Păi de ce o pisa așa? Nu, păi așa să fac sarmalele. De ce o bat? Trebuie bătută? Bă, David, nu mai trebuie să-mi ia, că uite ce ai făcut. Păi nu, așa se face. De-aia am omorât-o. De ce ai făcut? Dragi prieteni, vă așteptăm pe canalul lui David Tache. Să vedeți cum face sarmale. Păi toată lumea, dacă ar face așa să bată sarmalele cu pumnul oală, ce ar face? Ei... Asta nu mai e bună. Ai un mesaj pentru cineva de la Strehaia? Nu. Hai, ia ce facem. Te lasă-mă așa și sunt amenințată. Am dat drumul la filmare. Ai dat drumul? Da. Merge? Da, hai. Merge banda. Hai. Hai, face sarmalele. Hai să începem să facem la sarmale, să le facem că e noaptea. Hai. Și nu mai avem răbdare, când mai mâncăm din ele? Noaptea. Ia, ia acolo. Și așa m-am îngreșat, m-am deformat. Bagă acolo la David la oală. Ai oală lui David. Uite, și-a luat una, nu e? Și-a luat una, după fiecare câte una. Și-a lui Alina. Da, și-a lui Alina are toată tava aia mare. Ah, bravo, că ei plac sarmalele. Mănâncă multe, serios. Ai, trimite mâine sarmale. Da, că merge ursul, bravo. Na, asta ne-i cu chiar. Noi mai vorbim și țigănești acum, trebuie un traducător să traducă. Da, și după aia punem oară. Faci în traducere. Mai vorbim și țigănești. Pentru că trebuie să vorbim limba noastră. Le facem micuțe? Da, da. Micuțe, cum? Mari? Sau le facem așa mai mărișoare, așa cât cum? Să mănânci dintr-o... Mănânci o sarmale, ia și zici că ai mâncat 10. Nu? Deci că-s grase sarmalele astea. De ce? Așa că mari. Sunt mari? Nu neapărat mari, nu știu cum să zic. De ce? Sunt bine.
Ce vreme mici? Nu, nu, e bine. Nu sunt nici mari, nici mici. Tuciu e acolo pe poziție, așteaptă să-l mange. E pregătit Tuciu, avem și lui Tuciu, la numai în ăla gătim. Da. L-am primit cadou Tuciu. Cine vrea să ne doneze un tuci, așteptăm mesaj. Mâncior de bucătărie vrem. Noi vrem multe, am zis și găină, și oaie. În fine, dragi prieteni, mai revenim când așezăm sarmalele în tuci. Vă o să pupăm. Facem mai multe întâi. Da, să tragem mai multe cadre, oricum avem prea multe minute filmate. Când am pus mâna la nevarță? Gata, da? Prieteni, sarmalele sunt gata. Deci am vrut să ghicim la sărmăluțe, dar cred că le-am făcut ca mari. Nu? Asta e acum. Lasă, asta e. Nu știu dacă vă plac, dar la gust să vedem cum e. Nu contează cum arată așa. Da? Și-am făcut și niște roșii. Da, n-am mai avut varză și-a pus carnea roșie. Păi da, dar nu mai avut să-i fac când mi-a ajuns. N-am avut ardei de la eu, vreau ardei de la roșu, uscat de la unde să umple cu carne, da, de sarmale. Și n-am găsit. Și acum am umplut roșii. Ce ziceți? Ce părere aveți despre roșii umplute cu carne de sarmale? Compoziție s-a mai făcut așa? Eu am mai făcut acasă. Și-am mai băgat și în ardei de la gras. Dar n-am avut ardei acum. Să începem să le tinim mai repede, dar roșiile o să le punem deasupra, nu? Că nu trebuie ferte așa cum trebuie varza. Trebuie să cadă mai puțin alea roșiile. A, bine, trebuie să punem puțin din care asta ce ai luat-o. Ia vino puțin, dă-te mai aproape. Stai să mai punem foi de dafin. Când vreau să iasă. Piper și o mamă, pe credoare și tomată la pe mine. Ia zi, cum punem asta? Ce? Carnea ta. Punem deasupra. Dai să mai pun o rând de sarmale. Ce facem cu sarmalele noi? Mămăliguță? Și ce ar mai trebui? Zmântână de asta. Păi da, bine. Știu că trebuie zmântână, dar... Uite, nu avem. Cumpărăm acum. Cumpărăm sau... Am uitat de zmântână. V-am cumpărat și noi ce am putut, pentru că când mergem să cumpărăm mai și uităm mai. Gata, atâta, pune... Trebuie să ne facem și noi o listă când mergi la cumpărături, așa e normal. Să scrii ce trebuie, nu? Crezi că e bine cu carnea asta așa, e cam mare bucățile cu asta, asta? Nu. Am zis să punem carne de asta pentru că are și grăsime. Mie îmi place sarmalele să aibă grăsime, nu să fie săci așa fără grăsime. Să umplem tuciu. Și dacă doriți să veniți să... Vă invit să mâncați din sarmale, să-i gustați, dar cine să vină? Că sunt fanii mei diferiți din alte țări, din... Bun, stai că închei filmarea. Am făcut sarmalele. Oh, bravo, David, tu le-ai făcut. Dragi prieteni, am terminat și noi sarmalele. A terminat și David sarmalele și noi. Uitați cum a ieșit. Gata, rostița-i piață. S-a sâmplat ferbiță acum. Da, ia să gustăm din costița asta, să vedem cum e. Ia. E fiertă. E bună? Da. Foarte bună. Vrea, vezi? Nu, acum nu. Vezi puțin cum e asta. Dragi prieteni, noi am terminat sarmalele, am terminat filmarea. Ne mai vedem mâine. Vă mulțumim mult de tot. Hai că ne-a dus smântâna. A venit și smântâna. A dus smântâna. Stai că punem și smântâna la ele. Ia deschide prin ea. Nu, ia deschide prin ea. Pune, 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 o măliguță aici? Pune acolo. Aici, așa? Da. Așa? Da, da. Arată bine? Da. Aici e costița aia. Coastele. Arată bine. Țigănești combinate. Hai, vă pupăm, prieteni. David.